fost pericol de explozie la un complex de porci din comuna Slobozia, acolo unde o hală de reparații utilaje agricole a fost cuprinsă de flăcări. Pericolul a fost cu atât mai mare cu cât în hala respectivă erau două rezervoare a 10.000 de litri de motorină, dar și saci de azot. Serviciul voluntar de pompieri din localitate a intervenit până la sosirea pompierilor. La fața locului au ajuns 5 autospeciale cu apă și spumă, un echipaj MUR și o autospecială CBRN. Ne-a anunțat domnul director că a luat o hală foc unde dânsii repară. Deja fumul se intensificase, flăcările ajunsese la vreo 10 metri în aer. Un fum, vă dați seama, din mai se vedea. Intervenția a prezentat unele riscuri referitoare la extinderea incendiului la halele din regiune. Dar intervenția în timp foarte scurt a serviciului voluntar pentru situații de urgență a condus la limitarea acesteia, iar apoi la sosirea forțelor de intervenție ale ISU Argeș, incendiul a fost lichidat în timp foarte scurt. Sunt mai multe ipoteze luate în calcul, ținând cont de faptul că era un atelier în care se reparau anumite utilaje. Putem spune că ar putea fi de natură electrică, scântei de natură mecanică, unelte care au fost lăsate sub tensiune. Vom vedea în urma cercetării care vor fi. Din fericire, nu a existat pericolul de extindere a flăcărilor la sacii de azot. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și nu au fost înregistrate victime omenești. Ferma de porci este una dintre cele mai mari din țară. Localnicii au intrat în panică imediat ce au văzut incendiu, întrucât respectiva clădire se afla în imediată apropierea caselor din localitate și la doar câțiva metri de o stație de alimentare cu gaz petrol lichefiat, un potențial pericol de explozie. Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului, iar pentru a afla, pompierii au deschis o anchetă. 4 bărbați au fost reținuți și audiați după ce au fost prinși la furat. S-a întâmplat la Stâlpeni, acolo unde bărbații au intrat în ograda unei femei și au furat 11 curci și 15 găini. Tentativa de a fura și o oaie a eșuat, pentru că animalul a făcut zgomot, iar un vecin a auzit totul. Imediat au fost alertate autoritățile și au fost organizate filtre în zonele învecinate. Până să fie prinși pentru a scăpa de polițiști, bărbații au început să arunce din păsări una câte una pe geamul mașinii. Ce faceți cu găinile? Cei 4 bărbați de etnie romă au vârste cuprinse între 17 și 46 de ani. Doi dintre aceștia sunt tată și fiu. Toate cele 4 persoane au ajuns în fața oamenilor legii. Polițiștii din cadrul secției de poliție orală Stâlpeni au depistat 4 bărbați, toți din comuna Merișani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia au fost depistați după ce ar fi sustras mai multe păsări din locuința unei femei de pe raza comunei Stâlpeni. Până la acest moment, prejudiciul stabilit este de 1500 de lei. Incidentul a avut loc în fața școlii din localitatea Bascovo. Vânzătoare de la un magazin a văzut cum între cei doi copii, o fată și un băiețel de 11 ani, a avut loc o altercație și l-a sunat pe unchiul fetiței să-i spună că băiatul a bătut-o. Fără să mai întrebe dacă așa au stat lucrurile, acesta s-a dus la școală și a dat o palmă băiatului, destul de tare din moment ce acesta a acuzat dureri la maxilar. Tatăl băiețelului lovit a aflat și s-a dus și el la spital. Când venea de la școală, nu știu ce s-a întâmplat la școală, un individ, doi indivizi cu o mașină l-au urmărit. L-au oprit până în giratoriu, au vrut să-l stea de vorbă cu el, copilul n-a stat, a plecat și a văzut de drum. După giratoriu, cei doi au oprit mașina, unul l-a luat de umăr și i-a dat una peste față. În momentul ăla noi am ajuns, din acel moment el s-a dus la poliție singur, a declarat că a fost lovit. Între timp am fost anunțați și noi, nu mi se pare normal un adult să lovească un copil de 12 ani. Incidentul nu a avut loc în interiorul școlii, dar conducerea instituției a luat poziție. Îmi pare rău că adulții nu înțeleg că altfel se rezolvă aceste probleme. În ce sens? Trebuie să se adreseze școlii, să vedem cum se poate interveni, să corectăm comportamentul lor și în afara școlii.
Dacă nu se poate interveni, atunci putem apela la specialiști în consiliere. Tatăl băiețelului spune că nu va lăsa lucrurile așa și a depus o plângere la poliție în acest sens. Polițiștii secției de poliție rurală Bascov s-au sesizat din oficiu cu privire la lovirea unui minor de 12 ani. Părinții minorului au formulat plângere prealabilă, iar în cauză se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe. Pentru cultivatorii de tomate în spații protejate, Direcția Agricolă vine cu o informație. Aceștia vor primi ajutorul de minimis în cuantum de 3.000 de euro pe an ca sprijin financiar pentru anul 2019. La această dată facem înscrieri până la data de 15 mai pentru programul de sprijin al cultivatorilor de usturoi. Aș vrea să amintesc aici câteva din condițiile de bază. Deci este vorba de un sprijin echivalentul a 1000 de euro la hectar, care se acordă pentru producătorii care au în cultură o suprafață minimă de 3000 de metri pătrați de usturoi și care se angajează și fac dovada comercializării pentru o cantitate de minim 3 kg la 10 metri pătrați, respectiv 3 tone la hectar. Programul de sprijin pentru cultivatorii de tomate în spații protejate, noi am contactat potențialii beneficiari ai programului. Acest program avem acum perioada de înscriere de primirea celor de înscriere în program pentru cultivatorii din ciclu 1, cu livrare până la finele lunii mai, ca perioadă dată limită pe data de 15 martie 2019. Sprijin financiar nu primesc doar producătorii de tomate și usturoi. Așa cum s-a promis, și în domeniul zootehnic sunt acordate subvenții. Pentru aceasta, fermierii crescători de ovine trebuie să depună solicitări. Un alt program care îl avem în derulare în ceea ce privește înscrierea în program este cel destinat fermierilor care dețin efective de ovine. Acel program de sprijin cu un leu pe kilogramul de lână predat către centre de colectare, valorificare lână. Înainte de duelul de la energeticianul, Emil Sândoi a schimbat tactica. Antrenorul a ales să vină singur în fața jurnaliștilor. Aș vrea să vă spun că eu am dorit, dacă se poate, să nu mai vină doi dintre jucători la conferința de presă, pentru că n-aș vrea să mai punem o presiune suplimentară pe umerii jucătorilor și ăsta este motivul pentru care am vrut să vin singur la conferință. Sândoi spune că acum, mai mult ca niciodată, toată lumea este unită, iar FC Argeș își va da totul pentru a obține cele 3 puncte. Eu consider că suntem o familie și ați văzut așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, i-am protejat pe jucători, că îi muștruluiesc, că îi cert atunci când suntem decât noi în vestiar, da, se întâmplă Atunci când este cazul astfel de lucruri. Dar, v-am zis, consider că suntem o familie și de asta vreau să vin eu de unul singur, ca presiunea să rămână pe umerii mei, să nu mai fie presiune pe umerii jucătorilor.